Bună dimineața, oameni buni, sunt la Rad. Am venit ieri după masă, am fost invitat la o gală, gala elitelor ardene, unde am participat și eu acolo. Probabil că o să atașez ori la vlogul ăsta, ori la vlogul de următor niște imagini de acolo. A fost o seară frumoasă, s-a desfășurat Filarmonica din Arad, au fost prezenți oameni care au făcut ceva pentru locurile astea, pentru județ, pentru oraș și oameni care au ajuns departe, ori pe afară, ori pe aici, academicieni, profesori, oameni de afaceri, domnul Muscă, care știți că printre cei mai mari fermieri din țară, care s-a implicat foarte, foarte mult în agricultura județului Arad și a făcut minuni și a demonstrat că se poate, și mulți, mulți alți oameni importanți pentru județ. Am primit și eu un premiu, le mulțumesc pentru pe această cale autorităților și celor de la Aurel Vlaicu de la universitate, unde mai ținut niște conferințe pentru studenți, pentru că mi-au dat acest premiu și că au apreciat activitatea mea de educație. Deci am început să filmez acum pentru că sunt la un hotel aici foarte frumos și chiar a rămas impresionat. Am văzut că are notă foarte mare pe Booking, are vreo 90 ceva, 9,7 cred, dacă nu greșesc. Și chiar am rugat pe cei de la recepție, zic, dacă se poate să vorbesc cu cineva să-mi spună care e istoria acestui hotel, că mi se pare un hotel mult peste nivelul Aradului și un hotel foarte, foarte chic așa și foarte luxos. Și mi-au zis că e chiar patroana pe aici și o să merg să o întreb pe dânsa care e povestea acestui hotel. Ăsta e apartamentul unde am dormit eu, mă scuzați că încă nu mi-am strâns toate lucrurile, arată foarte bine și îmi plac culorile așa. Sunt culori calde și liniștitoare. Asta e dormitorul. Mare, foarte mare, spațios. Am rămas chiar impresionat de hotelul ăsta. Asta e baia, tot așa foarte, foarte mare. Cabina de duș uriașe. WC, video, totul impecabil, chiar impresionant, v-am zis, pentru Arad e top, 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 top. Nu numai pentru Arad, ăsta și în București era tot top. Asta e curtea hotelului. Au o terasă aici care se închide, se deschide. Dar mai bine o să merg să o caut pe doamna patroană să îmi spună dânsă mai bine decât să vă spun eu, că probabil că are mai multe informații decât mine. Am ieșit afară. Eu am început deja introducerea din cameră. V-am lăudat un pic așa, dar n-am vrut să auziți. Să rămână. Bună ziua, bine ați venit la Grand Hotel Boutique. Celia este patroana hotelului și o să ne spună povestea. V-am spus că eram curios să văd. Mi-a plăcut foarte mult hotelul și chiar am rugat fetele la recepție să îmi dea pe cineva să vorbesc și am avut noroc că era chiar Celia aici, care e sufletul hotelului, nu? Da, mă bucur foarte tare că ați venit la noi și că ați ales Grand Hotel Boutique. Poftiți și să vă fac turul. Da. Aici intrăm într-un lobby, după care vom merge direct la recepție, restaurant și, și camerele din hotel. Ieri am mâncat când am venit, că eu mănânc o dată pe zi și am mâncat aici pe terasă, am mâncat foarte bine și chiar vreau să vă felicit. Cred că aveți un bucătar de ăsta de mare... Are o imagine foarte, da, exact, pentru că am mâncat niște paste cu fructe de mare care mi-au plăcut foarte mult și nici în București, la restaurantele astea cu ștaiful de mănâncă nu prea am mâncat așa de bune. Ce paste. Spuneți despre bucătar? Bucătarul este un bucătar tânăr cu multă dragoste în a găti și pasionat. Nu are stele Michelin, dar el este foarte pasionat de ceea ce face și pune foarte mult suflet. Cât de tânăr în este? 22 de ani. Wow! 22 Eu de am ani zis că e cineva care are cel puțin 10-15 ani în bucătărie. La cum a făcut prezentarea farfurie și cum... Nu, este pasionat și... Cum a dat gust la mâncare. Fiind în echipa noastră, îi place trebuie foarte mult. Trebuie să-l trimiteți la șef la cuțite. Sigur, trimitem. Haideți după mine. Bine ați venit la Grand. Aici avem o colecție de ceasuri care sunt din Elveția și fac parte dintr-o colecție de 45 de ceasuri. O parte dintre ele sunt la noi și sunt elementele distincte în hotel și fac diferența. Foarte frumoase, foarte deosebite. Cum ați intrat în posesia lor? Le-am achiziționat de la un anticariat. Erau acolo și am considerat că se potrivesc. Le găsiți și în camere. Chiar se potrivesc. Și fiecare ceas
ajunge într-o cameră care are aceleași coloristică, fără să... Și statuia? Statuia tot așa. O colecție de la un anticar. Foarte frumoasă. Și ați avut un arhitect bun, văd că e foarte... Am avut un arhitect bun, dar împreună cu ideile mele și cu el a rezultat gramă termitic. Da. Și culorile sunt foarte plăcute, sunt calde, așa, sunt primitoare, sunt, te simți bine înăuntru. Sigur, am ales culorile deschise ca să oferim căldură, confort și să arate curățenia care este în tot hotelul și... Deci Grand Hotel Boutique se numește, nu? Da, Grand Hotel Boutique. Ca așa am văzut pe Booking. Eu de obicei pe Booking când călătoresc undeva și... am fost ieri la evenimentul ăla și am zis, da, bă, după la mine la conac la 11 noapte, zic, dorm așa, m-am băgat pe Booking, zic să tot timpul bifez două chestii. Să fie peste 9, să fie măcar 4 stele. Și atunci m-a dus la la voi aici, da. V-a dus la noi? Cred că aveți 9,7 sau ceva, notă foarte mare. Da, avem 9,7 îl avem din foarte când mare, am deschis. Foarte mare. Și ne străduim să menținem și să rămână aceeași notă cu același personal din 2020. Facem echipă foarte bună. Pentru mine contează foarte oamenii mult. Oamenii sunt foarte importanți și foarte greu de găsit. Foarte greu de găsit. Foarte greu. Îi avem, îi ținem și ne bucurăm tare mult de ei. Haideți, urcăm. O să vă prezint ce hotelul. Ce candelabru frumos aveți și mare. Hotelul are etaj și mansardă. La fiecare etaj avem câte 4-6 camere. O să vă prezint camera standard. Super. Și camera superioară și camera de lux. Perfect. Așa. Să pornim. Vă rog. Foarte frumos. Urcăm la primul etaj, unde piesa de rezistență a hotelului este candelabru, într-adevăr. Este un candelabru cu cristale Swarovski și este făcut manual în Turcia. Wow. Toate obiectele de iluminat sunt făcute manual în Turcia. A durat vreo 6 luni, pentru că culoarea pe care o vroiam era doar dată printr-o polișare manuală. Acum o să vă arăt o cameră superioară King. Asta este o cameră King. Fiecare cameră de la noi... Foarte mare, foarte spațioasă. Da. Cât are? 25 de metri. 25. Da, cu un patul de 1,80x2. Avem, lenjeria este puf pană și non-alergică. Salteaua este de 32 de centimetri ca să ofere confort și oaspetele nostru în cameră să se poată odihni. Pentru că majoritatea clienților noștri sunt clienți business și în momentul în care ei vor să vină după o zi de muncă solicitantă, trebuie să le oferim confort, să odihnească bine. Sau probabil vin în tranzit, sau vin de pe drum, cum am uitat eu, cu dusterul după 6 ore de București. Așa e, și atunci când a ajuns, când intră în cameră, ca și confort, ca și motoul hotelului nostru, confortul este motoul nostru și atunci ei au parte de tot ce e mai bun în cameră. Eu n-am văzut că eu de obicei pun Waze-ul și dacă nu ai fost de mult la Arad, nu-mi dau seama cam în ce zona Aradului este hotelul. Aproape de zona industrială, aproape de autostradă. Că văd că e liniște așa, nu e gălăgie, nu e trafic. Da, este o zonă liniștită, este o zonă liniștită, ferită de trafic și este aproape de zona industrială și de autostradă. Accesul este foarte facil, în 5 minute maxim de la autostradă ajung la noi. Și aseară din centru, că am fost la Filarmonică, care cam chiar în centrul Aradului, da, exact. Cam 2 minute. Imediat am venit, pac, pac. Fiecare cameră se diferențiază prin cromatică și aici prima dată am hotărât să fie, inspirația noastră este din Italia și vroiam să denumim camera asta Roma, de aceea are... culoarea roșie. Am văzut multe hoteluri care n-au numere pe camere, au numele. Au numele, dar ar fost prea lung. Și asta e mai ușor de ținut minte. Eu sunt foarte căscat, decât de obicei mă cazez și las doar bagajele și plec undeva și când vin mă duc la recepție, zic, ce cameră am, că nu mai știu, adică nu scrie cu cheie. Așa e, și am mers pe cifre și cu deschidere clasică cu cheie, pentru că stilul este clasic și clasicul nu se demodează niciodată. Normal. Mergem mai departe. Da, mergem mai departe. Mergem mai departe. Într-o cameră standard care are vederea spre curte. Ce radio frumos aveți acolo. Toate funcționează. Da, toate sunt colecționate de soțul meu și toate funcționează. Și sunt operele de rezistență de la sunt noi din foarte, hotel. Sunt foarte, foarte vechi. Clienții le admiră. Avem clienți care au venit și a 10-a oară și sunt foarte încântați.
de ceea ce... Asta cred că e dintre primele... Da, este. Pick-up-uri care s-au făcut. Da. Ce tare! Foarte fain. Foarte frumos. Avem se aici... vede că soțul e pasionat direct, că părerea asta nu prea aveați trecut repede așa. Da, este, deci... așa este. El este cel care a colecționat și care și-a pus amprenta și cea lui e lui. Aici avem și o carte de oaspeți în care fiecare pasă și scrie gândurile, ideile, super, ceea ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, ce ar trebui să îmbunătățim, dar... Eu fac chestia asta prin YouTube, că eu niciodată n-am făcut, sunt contactat având 1 milion de urmăritori pe toate rețelele sociale, foarte mulți mă contactează să le fac reclamă. Totdeauna am refuzat, pentru că nu sunt de acord cu influencerii ăștia care fac reclamă la ceva în care nu cred, la un produs sau la un serviciu în care ei nu cred și fac doar pentru bani. Și atunci am zis, băi, eu am bani, dacă îmi place undeva, mă duc într-un loc sau îmi place un produs sau ceva, eu sigur îl promovez fără să-mi spună nimeni să-l promovez. Sau cum am fost și la dumneavoastră. Băi, zic, e un hotel deosebit, e la mine aici la Arad, trebuie neapărat să cunosc omul care e în spate, să cunosc povestea, pentru că e o locație deosebită și păcat să nu, să nu o promovez. Mulțumim tare mult! Haideți după mine. Nu am precizat asta ca să înțeleagă oamenii, că nu am primit camera pe gratis, n-am vorbit dinainte, nu nimic, pur și simplu am dormit, mi-a plăcut și am zis, domnule, vreau să vorbesc cu cineva care să-mi spună despre locație. Să mă povestesc puțin, sigur că da. Haideți. Aici vă prezint o cameră standard, care poate fi și twin la un moment dat, pentru că avem un topper și atunci dacă e necesitate pentru cameră twin ca 4 separate, ea poate fi versatilă. Aha, okay. Aici vederea este spre piscină și spre terasa noastră, unde terasa în care oamenii pot să relaxeze, să bea o cafea, să discute, să povestească, fără să fie deranjați. Ieri am mâncat și eu acolo, ieri la prânz, după ce am ajuns, tot acolo am mâncat și m-am simțit foarte bine. Așa, e foarte important să fie liniște, știți? Da. Și aici la dumneavoastră e liniște, adică e o zonă foarte, foarte liniștită. Uitați că suntem afară, nu se aude nimic, niciun zgomot. Da, și asta e foarte important și pentru discuțiile de business și pentru odihnă și confortul clientului. Exact. Haideți, așa. Mergem în camera 7. Deocamdată aceasta este disponibilă acum. Așa. Camera standard. Camera este mai micuță decât cealaltă, undeva la 16 metri pătrați. Dar dotările le are aceeași coloristică. Și sunt paturile special făcute în așa fel încât să se despartă pentru twin. Sigur, se pot despărți pentru twin dacă e nevoie. El fiind deschis în pandemie, la acel moment nu mai era nevoie, să zice, de patru twin, pentru că majoritatea vreau single. Dar am avut și varianta asta de backup ca să, pentru, să întâmpinăm alte situații și să le putem rezolva. În cameră avem birou, avem televizor cu Netflix, avem din partea casei Nespresso, cafea Nespresso, apa, ceaiul, toate sunt de la noi pentru client. Aveți standard de 5 stele. Avem standard de 5 stele, da, așa super. E. Pentru Arad e o perlă. Să știți că chiar m-am uitat, v-am zis, de câte ori merg într-un oraș, mă uit bine... Fiind călător de meserie de atâția ani de zile și mergând în peste 100 de țări și stând la hoteluri bune, tot timpul deja mi-am format, că tot zic, mă rogă prietenii, bă, caută-mi și mie că te pricepi. Zice, bă, ce mână ai bună. Zic, nu am mână, am experiență. Da, așa este. Experiența spune cuvântul. Da, vreau să vă întreb că mi-a spus că în pandemie se preferau paturile duble, nu mai se preferau twin-ul. Din ce cauză? Pentru siguranță. Credeau oamenii că vine sfârșitul lumii și să doarmă îmbrățișați? Nu, că vreau să fie mai siguranță și doarmă single într-un pat imens. A, ca să nu se îmbolnăvească. Eu am crezut că zic că au intrat în panică că murim toți și vine sfârșitul lumii. Eu oricum am fost foarte panicat și inclusiv cu partea de curățenie. Cei care s-au uitat la televizor, să știți. Da, inclusiv cu partea de curățenie. La un moment dat am avut un client care m-a întrebat confortul saltelei, cum facem curățenia, cum dezinfectăm și a venit cu, i-am dat toate detaliile și a venit cu salteaua de acasă și cu... A și murit de la seara, cu Dumnezeu să vede, nu? Cu produsele de dezinfectat de el, că a pătat. Doamne, ferește. Cu betamină. În pandemie am fost cu avionul undeva și era o stewardesă care în momentul când ne-am așezat pe scaune și ne-am pus centura și a luat de acolo un spray de la nu știu ce joar de dezinfectat, s-a dat pe ea toată, a dat pe scaune, dădea pe aia, punea mâna. Zic, Doamne ferește, dar prea dezinfectată din punctul de vedere. Exact, da, că ai iepurașul ăla desene animate. Aici avem baia și avem produsele de top și spre luxury, Rituals. Ceea ce clienții le-au apreciat foarte mult și mai ales de la început, când au venit și au văzut că există Rituals și au văzut acest detaliu
au fost foarte încântați. Save Our Planet, asta e pe bune, că avem și noi la Conac, sau e ca să nu mai spălăm prosoapele în fiecare zi? Este și pe bune, dar depinde și de client, pentru că am avut clienți care sunt staționari și care vreau schimbarea, da, și eu, la fel, în fiecare zi. În fiecare acum, dacă zi, clientul, da, vrea asta, eu nu sunt salvarea planetei. Noi le sugerăm, dar ei nu respectă tot timpul. Aici în curte avem 3 cireși care ce dau sunt extra niște fructe foarte gustoase. Deci o să gustoase. Vin, mă sunați, mă rog, când se cor cireși și deci îmi fac rezervare din că mai beneficiez de ceva gratis. Așa, în afară de cameră. Așa. Din mai până la sfârșitul lui iunie, ei se coc așa pe rând, deci avem fructe pentru toată lumea. Ce sunt fain. Bine veniți. Super. Și oferim. Poți să și orice singuri. Oferim scară și singuri, așa poți să și ia. Dacă erați în America, nu puteai să lăsați că picau oia și vă dădeau în judecată și vă luau hotelul. În America asta e problema cu judecata. Așa că scrie și pe pahare, atenție, te frigi, atenție, te arzi la limba, atenție, nu știu ce, te nebunesc că e acum. Da, de acord. Acum vom merge la etajul 2, unde avem camera de lux. Câte camere mai sunt la etajul 2? La etajul 2 mai sunt încă 4 camere. Adică eu jos la parterul unde am stat, n-am avut lux, că mi s-a părut foarte lux. Ba da, dar am vrut să ne diferențiem, ăla este un apartament clasic și ăsta ar fi un apartament open space. Și atunci n-am știut. Astea erau niște denumiri în Booking și am ales variantele oferite de Booking. Nu l-am văzut, că de-aia mi-au cel mai bun, da. Residențial de obicei, uite că data viitoare nu mai ratez. Așa, veniți la de lux data viitoare. Și 11 ziua mea de naștere. Da, poftiți. Asta este o cameră, se pretează foarte mult pentru familie. Da, că am văzut poate de copil, de-aia mi-a sărit. Având în vedere că avem și patul dublu și pătuță pentru copil, canapeaua, sau pur și simplu pentru persoanele care vin vizit și vor cameră mai mare și pot să lucreze direct de aici. Că în pandemie am avut persoane care au ales hotelul să vină să lucreze. Au stat și vreo lună. Le-a făcut un preț special, da, presupun, nu? Preț special. Pentru persoanele care vin și stau mai multe nopți, da, bineînțeles. Avem și noi la Marriott clienți care stau de vreo 2-3 ani. Da. În special ucrainieni, avem, nu știu câteva zeci, cred că zeci de familii care stau în hotel de când a început războiul în Ucraina. Da, pentru confort. Am avut și noi atunci în perioada în care a început războiul, dar au fost mai mult tranzit. Ați pus și panouri, văd că. Am pus și panouri. Acum am pus și noi la Conac și e foarte bine, adică salvează mult, ne ajută multe foarte, costuri la, da, la energie. Ne ajută foarte mult și ne ajută și pentru încălzirea piscinei, mm-hmm, pentru că piscina acum este acoperită, urmează să fie deschisă în 1 mai, dar pe timp de vară, când e funcțională, încălzim apa. 1 mai, când eram prunc la Șicula, făceam baie în criș. Deci, indiferent că era 0 grade afară sau 2 sau 5, știam că venit 1 mai, trebuia să facem baie în criș. Era obligatoriu. Da, de acord. La Boxig, unde am copilărit eu, mai mult vara mergeam. Vara cu bunicii. Eram noi băieți așa o mândrie. Bă, ai făcut baie de 1 mai, n-ai făcut, ești deoparte, da, adică... Așa-i, asta era startul, numai că mai nou sezonul nu mai începe neapărat de la 1 mai. Deci aveți și telefon aici și poți să sune clienții jos, rog, la recepție, nu? Direct la recepție, cu telefonul ăsta. În fiecare cameră oricum există telefon. Ce fain e. Dar ăsta ajută mai mult. Noi la Șicula de ăsta aveam telefon, cu manele, da, de asta, și aveam și la școală. Și părinții mei erau profesori la școală, acolo la Șicula. Și când învârteam de-aia, te curentai, de nu mai puteai să ridica părul așa de cu, dar trebuia să suni. Deci era o trebuie să suni. Am înțeles. Și fiecare obiecte sunt alese dinainte, fără să știm că va fi acest hotel, și și-au găsit fiecare locul aici. Perfect, super. Tablourile, obiectele de decor. Foarte fain arată. Clienții apreciază deci foarte mult. Faptul că este însuflețit, există suflet în hotel. Se vede și tot cu este pasiunea cu care spuneți că iubiți ceea ce faceți, da, și că ați făcut-o cu suflet. Și o fac în continuare. Haideți după mine. Vom merge acum în restaurant, okay, unde o să vă prezint bufetul nostru de mic dejun. Ah, super. Acum am cazat pe oameni, mai trebuie să le dăm și să mănânce. De obicei, majoritatea care își rezervă caută să fie micul dejun, neapărat... Da, micul dejun inclus. Inclus, da. Așa și, da, este. Pe lângă micul dejun inclus, mai au și parcare, mai au și Wi-Fi gratis, gratuit. Nu? Da, toate sunt gratuite. Am văzut în ultima vreme, mai ales pe afară, și la hotelul scump, mă refer. Mă duc acum, când e campionatul ăsta european de fotbal, da, la... Așa, și am ales un hotel în centru scump de vreo 5-6 de euro, că nici nu găsești perioada campionatului mai ieftin. Jai. Și mi-a zis că parcare e 30 de euro. Și a zis, bă, dar la 5-6 de euro pe noapte, adică să mai mei 30 de euro pe parcare, inclus, mai bine o plăteam eu ca hotel, adică, da, pentru client, știți? Sau, da, Wi-Fi, la fel.
plătești 400-500 de euro pe noapte pe cameră și Wi-Fi-ul 10 euro sau 15. Inclusiv la Ritz, în Londra, unde am dat 1000 și ceva de lire pe cameră, mi-au luat 15 lire pe Wi-Fi. Sunt niște beneficii pe care clientul le apreciază și noi ca și un tată te costă pe tine mult, clar, ca și... Mai ales în România, unde internetul nu costă așa de mult. Adică de ce să mai ai bani pe... Sau spune, dacă vrei până nu știu câți giga de aia e gratis, dar aia e doar să te uiți pe mail sau pe ceva. Dacă vrei să intri pe YouTube sau ceva, deja nu mai merge. Viviana este colega noastră de la recepție. Pare bine. Cu vastă experiență și care a lucrat în străinătate și a ales să vină la noi. Unde ai lucrat în străinătate? În Emirate am lucrat. Wow, și ai dat Emiratele pe Arad? Bravo. Deci ești născută. Era timpul să mă ajung. Super. Haideți după mine în restaurant. Succes. Aici este restaurantul nostru. Nu vă filmez, poftă bună. Unde oaspeții noștri pot să servească micul dejun, prânz și cină. Este deschis atât pentru oaspeții din hotel, cât și restaurantul pentru cei care sunt din Arad. Și acum o să vă prezint bufetul cald, o să vă prezint preparatele făcute de către bucătarii noștri scusiți. Mai devreme, doamna bucătăreasă le-a și prezentat doamnelor un pic din checul pe care l-a făcut. Aici este partea caldă. Se schimbă în fiecare zi. Nu sunt aceleași preparate zilnic, astea sunt preparate pregătite de noi. Foarte interesant arată. Ce sunt? Sunt niște tarte. Asta este o tartă cu legume, roșii și măsline. Din coace avem o tartă cu spanac. Și în coace avem un fel de sandwich fritata sau sandwich făcut dintr-o tartă cu brânză, cu spanac, cu roșii, ardei. Super! Aveți și vinuri, colecție de vinuri, da, avem și vinuri locale, avem și vinuri internaționale. Foarte fain. Suntem și pet friendly, adică la un moment dat clienții, dacă pot să vină să-și mănânce la noi și să aibă animalul, ori să-l cazăm împreună cu ei. Asta e foarte important, da. Pentru că foarte mulți, și eu, de exemplu, având 15 câini acasă și 3 pisici tot eu. Deci suntem foarte pet friendly și clienții apreciază și mă bucur. Am avut aici la noi căței, pisici, de toate. Hamster la un moment dat și papagal. Înseamnă că iubiți animale, că dacă nu iubiți animalele, nu... Am crescut cu pisici, am crescut cu câini, am dormit pat pisica lângă mine, așa că iubesc foarte mult. A zis cineva, nu mai știu cine, cred că un părinte de ăsta sau un sfânt, nu mai știu, că cine nu iubește animale, nu iubește nici oamenii. Asta așa da, e. Nu mai ții minte cine... Avem și șampanie la mic dejun, cine vrea să, să servească dimineața, poate un super pahar să chine. Ne așezăm să-mi spuneți un pic de cum ați început cu... Da, sigur, ne așezăm. Vă invit la masă, poftă la bună. Mic dejun. Eu nu mănânc dimineața, îmi pare rău că nu mănânc, am văzut că și mie pare foarte rău. Proaspătă și bună. Da. Vreau să-mi spuneți cum ați ajuns aici, adică așa un lucru minunat, de unde ați început? Ați făcut facultatea de turism sau ați lucrat în turism sau cum? Da, facultatea de turism nu am făcut, am făcut facultate inginerie automatică și calculatoare, politehnică. Wow! Da, dar în urma experienței și din aici familie... Aici se vede un lucru de artist, nu de matematician. Da, cred că e o parte ascunsă a mea. De obicei, cine face facultate tehnică, mare și o parte artistică. Artistică? Zic eu, asta mă refer la mine. Da, partea artistică și frumos mi-a plăcut tot timpul și atunci cred că a rămas acolo ascuns și odată cu hotelul a ieșit la iveală. Din experiență și din familie și... De la tatăl meu, având anumite cunoștințe de antreprenoriat, el având un mic business de când eu eram mică și fiind crescut așa, de acolo a pornit ce ideea. Ce business avea? Avea o afacere locală în Chișinău Criș și când am fost mică înainte... Păi sau... ziceați că sunteți din Boxic, nu? Da. Cum ajuns Boxic la Chișinău Criș? Am crescut cu bunicii la Boxic. Bunicii mei au fost profesori, bunicul de matematică și bunica de biologie. Am crescut cu ei, am mers și am făcut facultatea în Timișoara, liceul Ineu și facultatea apoi în Timișoara. Tatăl meu s-a mutat din Ineu în Chișinău Criș și atunci așa am ajuns. Aha, am înțeles. Așa am ajuns ca să fiu alături de el, să învăț acolo și să prind dragul deci de antreprenoriat. Deci aveți ceva din familie? Este. Este puțin. Este puțin. Și hotelul s-a născut dintr-o cerere a clienților pe care aveam contracte pentru alte locații pe care le aveam noi în județul Arad
Și în urma clienților și în urma prestării noastre și a serviciilor oferite, clientul respectiv, care este cel mai mare, și-a dorit să avem o colaborare și pe partea de cazare, director și staff. Și atunci de aici a pornit ideea de hotel de lux și hotel butic. Chiar de lux. Da, hotel butic. Și ați construit clădirea de la zero? Nu, a fost o casă. Am cumpărat-o, au rămas doar pereții și am regândit-o, restructurat-o în așa fel cât să fie o unitate de cazare. Și am mai construit câteva camere pe lângă cele existente și așa a rezultat Grand Hotel Boutique. Sunt 12 camere, avem restaurantul, piscina care este deschisă pe timp de vară și clienții care sunt business și care sunt în tranzit sau care au, eu știu, mai multe afaceri în mai multe zile, pot să rămână la noi și să beneficieze de tot confortul. Cât a durat construcția? Construcția a durat vreo 2 ani jumate, 3. L-am finalizat în 26 septembrie. Ați avut constructori serioși? Adică asta e un headache foarte mare să renovezi ceva sau să construiești în România. Da, da, am avut constructori foarte serioși. La vremea respectivă, furnizorul de materiale, de marmură, de obiectele decorative, avea și o echipă de muncitori. Și atunci, împreună cu echipa lui, care a fost o echipă profi, am reușit să facem. Noroc, da. De constructor. Am avut constructor bun și, pe de altă parte, celălalt constructor, tot la fel de bun, am lucrat cu doi, partea de interior și partea de exterior. Partea de interior a fost un constructor, partea de exterior altul și au fost oameni responsabili și au muncit cu drag și spor și cu suflet, pentru că au executat foarte bine lucrările. Partea de la intrare, unde v-am arătat lobby-ul, a durat vreo 2 săptămâni lustruitul pereților ca să nu rămână nici o urmă în momentul în care se aprind becurile și să nu se vadă. Da. La un moment dat eram contra cronometru și zic eu, haideți că deschiderea este în 26 septembrie și noi tot lustruim tavanul, zice, da, dar o să vedeți dacă o să fie vreo imperfecțiune noastră, o să veni și o să ne spuneți că nu ați executat bine și dacă vin clienții și deschid și aprind luminile, o să fie și văd. O să vă reproșeze și atunci nu o să te reproșează. Da, și atunci noi trebuie să ne facem treaba cum trebuie. Da, asta a fost. Restaurantul este deschis pentru și pentru cei care nu stau în hotel sau e doar exclusiv pentru clienții hotelului? Bineînțeles, restaurantul este deschis și pentru cei din afara hotelului, cei care sunt în Arad, cei care trec prin Arad. Și pot să vină să mănânce micul dejun, care este un bufet suedez, pot să vină să mănânce cina, aici restaurant sau pe terasă sau la piscină, pot să mănânce și prânzul. A, este deci aveți și prânz și cină, da, este deschis toată ziua pentru toată lumea. E important de știut. Da, am văzut și că aveți parcare. Avem parcarea vis-a-vis, care este iluminată și supravegheată, avem și stație de încărcare mașini electrice. Am văzut că eu aseară când am venit cu mașina, cu Duster, am parcat-o ca prost acolo și mi-a fost rușine azi dimineața că mi-am băgat bagajul, uite, zic, poate era unul cu mașina electrică. Da. Eu de obicei sunt civilizat, nu parchez niciodată pe locuri de handicapați, pe persoane cu dizabilități, nu parchez pe astea electrice, dar chiar n-am văzut-o. Da, este, eu zic că este un plus pentru noi. Normal. Pentru că am avut deja clienți, până să o instalăm, în anul trecut am avut foarte mulți clienți care ne întrebau unde putem să încărcăm mașina. Bineînțeles, și trimiteam la Kaufland, că este cel mai aproape. Și atunci, stai un pic, noi oferim ca un beneficiu lucrul ăsta și atunci de ce să plece clientul? Stă liniștit, își pune mașina încărcat, merge, se odihnește. A, și gratis, oferiți gratis? Da, este gratis. A, este super, gratis, este ca și facilitate pentru foarte multe hoteluri care au așa ceva, se plătește. Adică nu e gratis, doar că se oferă posibilitatea să-ți încarci mașina la contracost și în străinătate, și în Austria, și în Germania, am văzut. Deocamdată este gratis. Dacă ulterior se vor schimba lucrurile, putem să... Eu nu sunt fan mașini electrice pe distanțe lungi, pentru că nu prea ai, cum a spus dumneavoastră, să oprești la Kaufland, să oprești nu știu unde, dacă am avea infrastructură și ar fi mai multe stații pe parcurs, ar fi altceva. Deocamdată noi suntem pregătiți ca și țară pentru mașini electrice. Poate că vom fi la un moment dat și atunci... Da. Am avut foarte mulți din Austria clienți care au venit și care au avut mașini electrice. Și cât de tare v-a demoralizat pandemia? Pandemia? Noi am început în pandemie. Știu, de-aia v-am întrebat ca și mie cu Conacu, da.
Eu n-am luat-o ca și o demoralizare, ci am luat-o ca și un mic ajutor, în sensul că atunci am învățat business-ul ăsta, atunci am învățat ce înseamnă clienții. Clienții au fost cât de cât mult mai îngăduitori față de ceea ce sunt acum și a fost totul mult mai încet și atunci pas cu pas am putut să aprofundăm, atât eu cât și echipa. Echipa în momentul de față este aceeași echipă din 2020. Pentru mine oamenii sunt foarte importanti și mă bucur că ei sunt alături de mine. Oamenii fac totul. Dacă n-ai oameni, oricât bani ai investit sau oricât multă bunăvoință ai avea, nu poți să faci absolut nimic. Nu poți să faci, așa este. Cât de mult timp vă petreceți aici la hotel? De dimineață, de la ora 8, după ce îmi las copiii la școală, până pe la ora 6, 7, 8, 9, 10, depinde cât este nevoie, cel puțin 12 ore sunt aici, sunt alături de oamenii. Se vede, v-am întrebat, pentru că e foarte important ca un asociat sau un patron să fie permanent, pentru că altfel, imediat, eu ca și, v-am zis, client vechi de hotel și asta, îmi dau seama imediat dacă totul e pus la punct, sunt chițibușar, așa mă uit, adică dacă tot dau niște bani, vreau să fie totul, să mă simt ca acasă, știți, să mă simt confortabil, să fie mâncarea bună, serviciile, lenjeria curată, prosoape, tot și chiar am căutat așa ca și cârcotaj să găsesc ceva. Să găsesc ceva, dar n-ați găsit. Cum să zice la noi, la șicula n-ai ce să bagi de bine. Da, eu sunt om care îi plac detaliile și detaliile fac diferența. Orice detaliu mic pentru mine face diferența și atunci trebuie să fiu prezentă și trebuie să știu că dacă lucrul ăla trebuie să fie acolo, culoarea aia și inclusiv cromatica la servitul mic lui dejun, sunt prezente. Se vede, dacă se vede ceva, sau curățenie. Sunteți foarte atente la detalii. Da, și dacă și angajații au înțeles lucrul ăsta și au văzut și au văzut și fac cu drag, pentru că toți care sunt aici și vin la muncă, vin pentru că le face plăcere, nu numai că vin la un serviciu și gata, sunt. În afară de booking, de unde se mai pot rezerva camerele? În afară de booking, ne găsiți și pe Expedia, ne găsiți și pe TripAdvisor sau pur și simplu la agenții, de exemplu, sau pur și simplu la noi. Se poate suna direct. Nu? Da, aveți se poate direct. Site undeva sau pe Google? Da, avem un sau site. Avem și Google Ads. Avem și Google Ads, ne găsești și pe Google unde direct înțeles către noi sau pe site-ul nostru, că este de la ce preț încep camerele? Camerele încep de la 450 de lei, camera standard, până la 600-800, depinde și de sezon. Prețuri foarte corecte și foarte ok pentru luxul care îl oferiți și pentru calitatea serviciilor pe care le oferiți. Raportat calitate-preț, așa. E foarte bun, e foarte, foarte bun. Adică chiar aveți un preț foarte, foarte bun și mă mir că e așa mic, adică mă așteptam să fie mai scump la ce am văzut, știți? Da, deocamdată pentru Arad asta este, depinde. În sezon, în așa și dacă vedem cum crește Aradul, asta îmi doresc. Vă las să mâncați că vi s-a răcit omleta, dar mulțumesc mult de tot. Chiar vreau neapărat să cunosc omul din spatele acestui business de succes și acestui hotel foarte, foarte frumos și bine pus la punct și ce să zic, vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc și vă mă aștept. Mulțumesc. Mulțumesc. Gata, am plecat spre Ineu, plouă destul de tare afară, dar e ok, zice că mai fac 40 de minute, acum am ieșit din Arad. Mi-a plăcut foarte mult hotelul și de-aia vreau să vi-l arăt și vouă. M-am simțit foarte bine acolo și să știți că n-a fost reclamă, de fapt cred că am puțină credibilitate de 2 ani de zile de când mă urmăriți și mă cunoașteți că nu fac pentru bani, nu am primit camera gratis, mi-am plătit camera pe Booking. Pur și simplu am fost încântat de ce oferă acest hotel și la prețul care îl au și chiar m-am mirat ce notă bună au pe Booking, dar chiar o iau pe bune, pe meritat. Mă duc spre Ineu acum, mă așteaptă Dorina, pe care o cunoașteți din vlogurile din la Târgul Imobiliar din Arad și am fost și la Benidorm și am filmat. Eram curios să văd că toți m-au întrebat în ultima vreme, tot mai multe lume mă întreabă ce s-a mai întâmplat în Spania, de piața din Spania și am sunat-o acum vreo câteva zile când știam că vin spre Arad. Zic, Dorina, dacă mai ai noutăți sau s-a mai întâmplat ceva, știu că ți-ai mai deschis un showroom, acum știu că ați mai luat și alte clădiri în portofoliu și zic, hai până la Ineu la mine dacă ai timp și ai chef să luăm masă la prânz și să și mai povestim despre ce se mai întâmplă pe acolo. O să vină și Marian Adventure, pe care majoritatea dintre voi îl cunoașteți. De mult vreau să fac un vlog cu Marcel în care să-mi povestească
de călătoriile lui și ce s-a mai întâmplat în afara camerei, adică chestii care nu le arată pe vloguri. O să fac și cu Marcel un podcast de la Conac, de la Ineu, după care o să plec încet încet spre București. Acum am primit filmarea de aseară, a filmat prietenul meu Vasile Blidar, pe care tot așa îl cunoașteți majoritatea, care și canalul lui de YouTube și suntem prieteni și a mai apărut și la mine pe canal și a mai apărut la el pe canal. Și Vasile mi-a trimis, îi mulțumesc pe această cale că a filmat aseară la eveniment. Probabil că am văzut niște camere de luat vedere pe acolo, probabil că televizat din Arad sau cineva o să dea de la eveniment secvențe. Au fost 6 premii, a fost Gala Eliterilor Arădene la ediția a 3-a și am fost premiat și eu pentru partea asta de antreprenoriat, partea socială, partea de educație pe care încerc să o fac în mod voluntar pe rețele de socializare, mai ales pe TikTok și acolo unde e nevoie cel mai mult, părerea mea, de educație și de a arăta tinerilor că fără muncă și fără cinste și fără corectitudine nu poți să reușești în viață. Poți reuși pe termen scurt, dar pe termen lung e fel și nu ajungi nicăieri și ajungi un ratat. Asta încerc să fac, asta încerc să deschid ochilor. A fost puțină confuzia seară pentru că am și tăiat, l-am rugat pe Vasile să taie din filmulețul de aseară de la conferință chestia asta. Nu mi-a plăcut că fiecare premiat a fost prezentat de cineva, laudatium sau laudarium, nu știu cum se numește exact în termeni academici chestia asta, și am fost prezentat de un membru Academiei Române care nu a citit ce i s-a dat pe hârtie despre mine, absolut nimica, și a zis domnul Constantinescu Sorin, care este un promotor și promovează jocurile de noroc și din industria jocurilor de noroc, și l-am contracarat așa un pic, adică am fost, cum să zic, la cât m-a supărat de tare, am fost de bun simț, n-am vrut să zic ceva rău, dar am spus, zic, domnule, eu sunt exact pe dos, zic, eu din contră, eu atrag atenția oamenilor că jocurile de noroc sunt periculoase, că sunt bune doar pentru distracție, să nu meargă la jocuri de noroc cu gândul de a câștiga, cum să promovezi jocurile de noroc, eu nu mai am cazinouri și păcănele din 2010, de 14 ani de zile, dar mă rog, am trecut peste incidentul ăsta și a fost ok, dar m-am simțit așa un pic, lipsă de respect față de un om, dacă tot urci pe scenă și îl prezinți, poți să te interesezi un pic despre el, cam ceea ce face sau ceea ce spune sau ceea ce promovează sau... Mă rog, a fost frumos, gala a fost foarte bine organizată, deosebit de bine organizată, au fost toate elitele arădene acolo, oameni care au făcut ceva pentru județul ăsta și pentru comunitate, profesori, academicieni, doctori, inventatori. A fost domnul Muscă de la, vă spuneam, cred că chiar când am început vlogul, am spus de asta, eu îl apreciez foarte mult pe domnul Muscă, pentru că dânsul a convins țăranii din zonă să nu, la noi la Șicula, de exemplu, în momentul când au venit anii 90 și a murit Ceaușescu, toți țăranii s-au dus și au luat câte o vacă din CAP și au luat și cărămizi cu plasa din grajduri, au distrus absolut tot, n-a mai rămas nimic în picioare și nu poți să faci agricultură cu o vacă și cu o jumătate de hectar de pământ sau cu... Și domnul Muscă a convins oamenii din comunitate să lase terenurile, să lase CAP-ul, să lase grajdurile, să lase vacile și au făcut, cred că, cea mai mare sau dacă nu top 3 ferme din țară și toți oamenii sunt acționari acolo și beneficiază de roadele pământului și de animale și de tot absolut. Adică cinstea lui și bravo lui, eu l-am admir foarte mult pe domnul Muscă și e o persoană deosebită. Și m-am bucurat foarte mult că a fost premiat aseară, chiar o voce pentru fermierii din așa și un patriot adevărat, a avut un discurs foarte bun. Sper să văd filmarea de aseară de la eveniment și să decupez partea din discurs a domnului Muscă. Cum vă spuneam, merg spre Ineu și o să fac două vloguri de acolo. O să mâncăm mâncarea tradițională de duminică de aici, la noroi de zonă, supă cu tăiței, croampe cu carne, cartofi cu carne, că multe lume nu știe ce înseamnă croampe. Și ce mai fi pe acolo, să vă filmez un pic, să vedeți ce mâncăm, că sigur o să fie... A fost foarte distractiv, că de-aia trecută când am fost, am pus pe TikTok un filmuleț, am filmat din bucătărie, cumnata mea Tina, care e managera restaurantului,
și a făcut o supă de pui de asta țărănească cu pui de casă și din cauza că pui de casă, găinile sunt foarte grase, era foarte, se vedea grăsimea foarte tare și foarte mulți care au comentat pe TikTok au zis că de ce am pus ulei în supă. Deci vă dați seama oamenii ce porcării mănâncă de la supermarketuri și ce găini fierbe acasă, dacă în momentul când fierbe o găină de țară te acuză că ai pus ulei în supă. A fost foarte distractiv. O să ajung la Conac, vă mai filmez un pic de acolo, o să filmez ce mâncăm și ne vedem un pic mai târziu. Dacă ne mai ajutați cu un pic de mâncare și energie, mergem la ultimul, la cel din urmă, premiu. Premiul Dimitrie Cameniță pentru științe sociale, economie și antreprenoriat. Comisia pentru desemnarea laureatului a fost compusă din președinte, academician Lucian Liviu Albu, Academia Română. Membri, conferențial universitar doctor Teodor Florin Cilan, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Profesor universitar doctor Ovidiu Predescu, secretar general al Academiei de Științe Juridice din România și prim vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România. Conferențial universitar dr. Ciprian Ion Preda, Universitatea de Vest din Timișoara. Conferențial universitar dr. Alina Nicoleta Pădurean, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Premierea va fi făcută de către ambasador extraordinar BDO Auditors Business Advisor SRL, care în România este unul dintre cei mai consacrați jucători, atât ca scală, cât și ca portofoliu de clienți în mediul românesc de consultanță, cu 30 de ani de experiență și 6 birouri în România și Moldova. Și ambasador extraordinar Autopiramis SRL, care a apărut pe piața pieselor auto din Arad în anul 1998, o societate care deține un service auto cu 6 puncte de lucru, cu mecanici instruiți și la curent cu toate cerințele tehnologice noi apărute de-a lungul anilor. Îi invităm pe scenă în fața dumneavoastră pe doamna Nicoleta Știrbu, asociat administrator, și pe domnul Robert Butau, administrator. Bună seara, vă mulțumesc mult pentru onoarea de a fi prezent în această seară în sală. Sunt originar din comuna Jicula, din județul Arad. Am crescut la țară, am avut o educație frumoasă și mă bucur foarte mult și mulțumesc la Dumnezeu că pe vremea mea nu era nici internet, nici TikTok, nici Facebook și am reușit să am o educație sănătoasă. Am fost educat în spiritul cinstei, corectitudine și onoare și respectului față de oameni. M-a ajutat asta foarte, foarte mult pe parcursul meu profesional. Cum vă spuneam, am 1 milion de urmăritori pe rețele sociale și promovez cinstea, corectitudinea și munca grea, pentru că foarte mulți copii, foarte mulți copii sunt păcăliți de indivizi care le promit că în 5 pași pot să îi îmbogățească, le spun că școala e toxică, părinții sunt toxici și din cauza asta mi-am dedicat foarte mult timp pentru a-i contracara, fără niciun fel de interes, nu vreau să candidez, nu vreau să intru în politică, nu am nevoie de faimă, nu am nevoie de bani. Pur și simplu mi-am dedicat foarte mult timp mergând prin licee, prin școli, chiar săptămâna viitoare o să merg și aici la Liceul Economic din Arad. Am mai fost la Universitatea Aurel Vlaicu, am fost la Facultatea de Medicină din Sibiu, la ASEN București, la Facultatea Economică din Iași și merg peste tot pe timpul meu și pe banii mei ca să pot să deschid ochii tinerilor că fără muncă grea, fără cinste și corectitudine nu poți să reușești în viață. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumim tuturor celor care au urcat pe scenă alături de noi și felicitări tuturor premianților. Stimați invitați,
an de an ne propunem să felicitări, Sorin, valoarea. Pentru realizare. Hai să filmăm și oferă o resursă umană de înaltă valoare și ținută. Foarte frumos. Iar astfel, performanța își ocupă locul bine meritat. Am venit la Conac, oameni buni, am filmat cu Dorin aici, ne-am făcut un studio special aici. Așa o să filmez și cu Marcel tot aici în studio. Am găsit un băiat profesionist de la Arad care se pricepe foarte, foarte bine și filmează bine. Și acum am început să mâncăm, ne-am făcut salată de bef. Foarte bună. Da, am pus pe TikTok foarte, salata asta de bef. Ți-a plăcut, nu? Foarte mult. Și acum abia aștept să mănânc supica de... Și când am pus pe TikTok salată de bef, au zis ăștia că sunt sărac, că nu-mi permit vită și de-aia am pus pui în salată de bef. Dar e făcută ca acasă, nu are maioneză și e foarte, foarte bună la gust. Și asta e supa în care cei de pe TikTok au zis că am pus ulei, că de-aia e așa grasă, că uitați cum plutește uleiul, dar e ulei de măsline, nu e de... Poate chiar mă crede careva. A venit și Marcel și după îl lasă mănânce și după aia să aibă energie să filmăm. S-a speriat un pic, a văzut că avea reflectoare, că eu cred că filmăm cu telefonul și... Mai avem trei mesene aici, Mugurel și cu Jeni și cu Cornelia, au venit la biserică. Au venit și felul 2, cârnați de porc de casă, piure de cartofi. Pireu, să zice la șicula. Pireu. Coaste. Pireu. Croampe de-astea țărănești. Cu piparcă, nu? Sau cu ce sunt astea? Cu piparcă, boia de ardei, adică să vă traduc și vouă ca să mai punem subtitrare. Carne de pui de țară, uitați cum arată o carne adevărată. N-am vopsit-o cu nimica ca și cu uleiul din supă, deci așa arată carnea aia, deci nu-i vopsită, nu-i nimica. Fasole sau mazăre, cum să zicea noi, dar fasole este și gușă de porc. Poftă bună! A venit și desertul. Avem plăcintă cu mere făcută aici și cu înghețată de vanilie. Sau de ce o fi? De vanilie, cred că, nu? De vanilie, da. Este făcută de fete aici. Arată foarte bine. A luat puțin, mere multe. Da. E prăjită de dietă. Arde caloriile. Și asta ce-i Pavlova? Pavlova. Sau ce? Fetele, pregătesc masa pentru alți oaspeți. Era pus două. Oi, băi, nu-i problema. Doamne, mi-a asta, ce ați avut? Plăcintă cu mere. Au plecat musafirii, am rămas eu cu Marcel, acum ne apucăm de treabă serioasă, de vlog. Marcel nu e obișnuit cu camere de filmat, e prima dată când se filmează în viața lui, nu-l cunoaște lumea, nu a mai apărut niciodată pe niciun vlog, pe niciun YouTube, e premier acum. Când o să-l vedeți în premieră. Și ne apucăm de treabă, o să vedeți vlogul cu Marcel în zilele următoare. Să auziți chestii care nu l-ați mai auzit niciodată în vloguri din spatele camerei. Oameni buni, după vlogul cu Marcel am plecat direct spre București, a plouat tot drumul, în continuu, de când am ieșit din Ineu și până acum când am intrat în curte la Frumoșani. E 11:30 seara, am avut o zi foarte plină, am filmat 3 vloguri, cel de la hotel pe care l-ați văzut în vlogul de astăzi, după aia cu prietena mea Dorina de la Casa Spania 24, care o să-l vedeți probabil zile următoare, și după aia vlogul cu Marcel. Am condus cam 7 ore, cred că am făcut, am plecat, da, pe la, e 11:30 seara, acum am plecat pe la 3 și ceva, m-am oprit doar cât să bag benzină și sunt acasă, mulțumesc la Dumnezeu că am ajuns cu bine și fără incidente și tot și mergem înainte. Doamne ajută, o seară minunată, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.